După multe tergiversări, consilierii PSD Surduc au convocat luni 14 august 2017 o ședință extraordinară pentru a vota noua grilă de salarizare pentru funcționarii primăriei. Însă aceștia nu au venit cu grila care trebuia discutată cu sindicatul, așa că toată ședința a fost în zadar, deoarece angajații nu își vor putea lua salariile pe luna iulie. Maria Onicaș, liderul PSD din Surduc, a fost întrebată dacă cunoaște legea după care a convocat ședința și a răspuns simplu și respectat că nu. Este total nepregătită și asta după ce dânsa a fost primar în mandatul trecut. La cererea formulată de către echipa ZTV de aproximativ acum o lună, doamna Onicaș a trimis în scris că în Surduc Consiliul Local este dizolvat, ceea ce nu a fost adevărat. Iar azi a recunoscut că nu s-a dizolvat, însă trebuia să-și ceară scuzele că nu recunoaște legea și că a mințit. După discuția aprinsă cu funcționarii primăriei, consilierii PSD au fugit de la ședință, fără să rezolve problema care a fost generată de ei atunci când nu s-a prezentat când a trebuit la ședința de consiliu pentru a vota grila de salarizare, iar funcționarii vor mai aștepta o săptămână până la următoarea ședință, când speră că se va rezolva în final această problemă. Deci ați convocat ședința extraordinară, după cum menționați și în proiect de hotărâre, conform articolului 45, alinia 6 din legea 215. Puteți să-mi spuneți ce conține acest act? Nu, pot să vă spun că n-am legea la îndemână și nu-ți funcționa. Dar nu, ultima trei rând. Dacă deci, vreți... redactarea proiectului de hotărâre. Deci, proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri, primar, viceprimar sau de cetățeni. Redactarea proiectelor de hotărâre se face de către cei ce le propun cu sprijinul secretarului Unității Administrativ-Teritoriale și a serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Nu pot să vă spun că n-am legea la îndemână și nu-s funcționat. Da, nu. Nu pot să vă spun că n-am legea la îndemână și nu-s funcționat. Da, nu.